emoționat acum. Știi de, da, știi de când te-aș... Ei, na. Deci, alcoolul tare și vinul roșu nu fac deloc bine la corzile vocale. În vise vrei, nu vrei, ești doar a mea. Pot să fac orice doresc cu tine. Dar urmează acum să lansez. Urmează alt funk, urmează un R&B trist, urmează după aia un pop normal. Nu suntem făcuți pentru brațe săine. La nini mai gol. Oare asta oare ce înseamnă? Că am băut? Vreau să mă simt bine cu tine și cu tine. Răgușit așa. Casala? Că poți să vorbesc casala dacă vrei. Hai să mai cântăm ceva, nu? Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Let's go! Și s-ar putea să mor de toria, de-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață acolo. Solo. Și s-ar putea să mor de toria, de-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață. Cât am suferit din cauza ta. Când ai plecat, ai luat cu tine inima mea. Doare tare, doare, doare tare. Vorbeam de sentimente, de suflete pereche. Toate au fost în zadar. Vorbeam de sentimente, cum m-ai pus la perete. M-ai condamnat la singurătate, yeah. Solo, și s-ar putea să mor de toriu, yeah, yeah. De-aia sunt solo. Nu mai am inima, am un cup de gheață acolo. Solo, și s-ar putea să mor de toriu, yeah, yeah. De-aia sunt solo. Nu mai am inima, am un cup de gheață acolo. Mă făceai să cred în orice cuvânt, tot ce spuneai. Vai, 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 mă folosai. Vorbeam de sentimente, de suflete pereche. Toate au fost în zadar. Vorbeam de sentimente, tu m-ai pus la perete. M-ai condamnat la singurătate, ia. De sunt solo. Și s-ar putea să mor de dor, yeah, yeah. De-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață acolo. Solo. Și s-ar putea să mor de dor, yeah, yeah. De-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață acolo. Sola. Ah, am uitat că nu trebuie să vorbesc la ăsta. Acum am gata. Lăsăm. De-aia sunt solo. Nu mai sunt solo. Drop the mic. Drop the mic, yeah. L-am umplut de ruj oricum. Bine ai venit, Mario Fresh. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Salutare, dragilor. M-am urcat pe la valieră. Să nu strică recuzita, gata. Nu, nu. M-am emoționat acum, știi de, da, știi de când te-aș... Ei, na, eu am un problemă cu ei, na, ăsta, o să-ți povestesc eu niște da, povești. Dar zi acum, că uităm. N-am cum, nu chiar n-am cum. Ai, n-am cum, adică nu mă lasă, nu mă lasă legea să spun așa ceva. Îmi place cum am început. Da, nu ok, bine, că vreau să zic de când te aștept. Sunt secrete americane. De vreo 10 ani sau cam așa ceva. Mamă. Remember? Alexandra, vreau să spun de la început. Da, și moldoveanul din mine nu, zic, nu spune Alexandra, Alexandra. Da. Am zis, Alexandra, știi? A, eu sunt vrea tată, dar nu cred că știi ce e iubirea, mă îndoiesc. Să uită colegii și nu știu despre ce vorbim. Mă rog, într-o traită. Cum este ea? Cum ar fi, mă bucur, da, mă, cântam foarte sus cu tine și ce putem cânta, da. Rămâne perfect valabil. Da, e mulțumit exact. Lui Dan Teodorescu, da. Care a scris acest text, eu am răgușit, oare de ce, nu știu, e, de emoție. Sunt în aceeași situație oare ca și tine, crede-mă. Oare cu o gură de vin ne dregem? La mine e mai gol, oare asta oare ce înseamnă, că am băut?
Dacă erai dat cu ruj, ne prindeam, așa... Nu, chiar am băut. N-am mai așteptat. Bine că ai venit. Noroc. După 13 ani, vă dați seama, Doamne, câtă răbdare am avut. O viață de om. Câtă răbdare am eu cu băieții. Extraordinar. Da, hai să spun, povestim. Acum nu te super pe mine, că fanii tăi care te știu așa... super cool și talentat și oricum există și super hot și nu știu super hot. Să gândesc cum arătai tu la 8 ani. Eu știu, de exemplu. Da? Cum arăta Mario la 8 ani. Pot intra chiar și ei pe YouTube să caute, dar nu mă găsesc cu Mario Fresh, mă găsesc Mario Gălățanu, cred. Hai să mai cântăm ceva, nu? Ce vrei să cântăm? Ca să... Ce vrei să cântăm? Mai bine treaba. Zim sincer. Sincer? Da. O manea, n-ai zis că studiezi manele la volan? La lovan? La lovan? Tu ai zis. La rul. Nu trebuie, dacă vrei, tăiem la montaj. Nu, cum? Doamne! Nu, ascult, adică... Muzică tare, mi se pare că e tare. Foarte tare, normal. Și eu am câteva piese prin Nu toate. Ascult zilnic, sau nu, poate chiar ascult zilnic, mă gândesc, o piesă sau două care mi-apar undeva pe YouTube sau ceva. Nu sunt ascultător în rate, am asta în playlist. Playlist-ul meu arată total diferit, am numai piese Da, trap, sunt piese foarte bune de R&B. Studio. Poftim? Sunt câteva foarte bune de studio pentru voce. Da, da. Păi cum mă studiam eu pe Boyz II Men, numărul aia Kelly, când eram mică studiam pe Boyz II Men. Am cântat mai mult piese de băieți, știi? Și eu am foarte mult studiat în momentul de față. Știu piesele pe de rost la toți. Da? Da, Brian McKnight. Da. Back at One și toate piesele lui. Hai, cântăm ceva atunci, te las în cânti tu, că ești mai studiat decât mine. Nu. Cântă Bine de Tot. Bine de Tot? Da. Bine de Tot, bra! Hai. Hai. Dar dacă vrei, pune microfonul doar ca să doar mai ca faci să ceva. Că sunt la treabă. Faci ce vrei tu, nu știu, te distrezi, mai zici un hey. Hey, da. Hey. Oricum piesa asta este altceva, are un alt vibe, așa că hai să ne ridicăm în picioare. Bine. Ridicați mâinuțele în picioare. Așa facem. Nu, glumesc, nu cred că trebuie să ne ridicăm, că ieșim din cadru, nu? Ieșim din cadru, pică lumina, am și la valiera pe care oricum așa? M-am așezat. Așa, atunci rămânem aici. Băieți, hai să-i dăm drumul. Pentru ea. Hei! 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 Oh, 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 oh. M-am trezit și n-am găsit pe cerul nor. Îmi intrau razele fix în dormitor. M-am uitat pe geam și mi-a venit să zbor. Deasupra lumii să transmit fericire tuturor. O să facem place mie ca să zicem pe tata. Am să scriu o poezie și tine. Mă simt bine. Vreau să mă simt bine cu tine și cu tine. Fericirea-i fi, o poate avea oricine. Trebuie doar să ți-o dorești și ai să vezi cum vine. Mă simt bine, bine de tot, bine de tot. Hey! Bine de tot, bine de tot. Bine de tot, bine de tot. Viața este ca un ring de dans, pa, pa, pa. La fiecare clipă cât un pas. Oh, oh. O vezi ușor, ușor și vrei mai mult, mai mult, mai mult. Să ajungi în core, în craft. Și totul o să-ți meargă ceas, ceas. Atunci o să faci ce-mi place mie, ca să-mi placă mai mult. Și atunci am să scriu o poezie și de mă simt bine. Vreau să mă simt bine cu tine și cu tine. Fericirea-i fi, o poate avea oricine. Trebuie doar să ți-o dorești și ai să vezi cum vine. Mă simt bine, bine de tot, bine de tot. Yeah, yeah. Bine de tot, bine de tot, hey. Bine de tot. Mă simt atât de bine și când se lasă seara îmi iau și chitara, ei. Mă simt atât de bine și când vine și iarna și trece și vara, ei. Ei, ei, ei. Dacă număr până la trei, magie, energie. Hei, apar cu toți băieții mei și facem să iasă scântei. Hei, mă simt bine. Vreau să mă simt bine cu tine și cu tine. Fericire-i fri, o poate avea oricine. Trebuie doar să ți-o dorești și ai să vezi cum vine. Mă simt bine, bine de tot, bine de tot. Oh, bine de tot, bine de tot, bine de tot.
Foarte tare piesa asta. Da, nu? Eu de ce? Ba, am mai auzit-o, dar nu știu, a fost pe radio? Este, chiar este, acum. Nu? Da, acum și este pe radio? Văd că, văd că urcă de în ce în ce mai bine. Se întâmplă numai lucruri frumoase cu piesa asta. Asta e cel mai nou single, adică? Da, e cel mai nou. Bine, cel mai nou, deși deja are câteva luni. N-am mai lansat nimic de atunci, dar urmează acum să lansez. Păi, foarte scurt timp trebuie să lansez. Ți-e ușor să lansezi, că știu că stai în studio non-stop. Mamă, nu ești ca la uzină, 12 ore pe zi. Da, mai mult. De cât timp faci chestia asta? Treaba asta cu studioul și cu foarte... cu studioul în general de foarte mult timp, adică de când sunt mic. Da, da, acum... De când eram cu Velea și cu Smiley, de la 12 ani am intrat prima oară în studio, unde era și înainte pe Pajiște, acolo am făcut și piesa aia cu Nea Școală Nasul. După care, să stau în studio așa zilnic, să merg la studio cu băieții, asta am făcut când m-am mutat la București. Și aveam studioul nostru, știi? Uh-huh. Eram cu Velea. Da. Dar nu stăteam la fel de mult ca acum. Acum stau 12-14 ore. Înainte stăteam câteva ore, 5 știi ore. Știi că vine un moment când conștientizezi cam cât de important. Începem pe partea asta de producție. Dacă nu ești songwriter, bine, și ca solist, e ok să studiezi, să te duci, te cheamă lumea, bă, am o piesă pentru tine, te duci, tragi. Mm-hmm. Dacă începi să produci și te ocupi de chestia asta... Mamă, e total, atunci, e total altceva. Asta știam, vorbeam și cu Florian Rus, care sunt prietenă și a venit și el pe aici, între primele ediții, și am înțeles că chiar contează, trebuie să tratezi chestia serios ca un job. Adică o zi în care nu faci nimic, să pune pe minus. Da, și chiar trebuie da. Să-ți faci program fix. Și, asta și nu știu, parcă se leagă lucrurile foarte, foarte frumos când dai continuitate, știi? Mm-hmm. Și o simți chiar dacă nu, spune dar oricum piesele cineva... bune se simt. Aia, se simt de la început, adică nu... A, și practic trec la orice, oricine, orice persoană, că e, nu? Păi am două. La care n-am un feedback prost. Un om care să-mi fi spus, băi, e drăguță, nici măcar atât. Adică mi-au spus toți, este cea mai tare piesă. Deci alea na, le așteptăm, da? Da. Până în sărbătoria. Poți să le scoți pe amândouă? Nu, am... Nu. Nu deci cred. Mai scoți una până de Crăciun și gata? S-ar putea să mai apar doar pe una care nu este a mea și eu să nu mai scot nimic. Sau s-ar putea să mai scot ceva, dar nici măcar nu știu dacă o să vină aia mare sau dacă fac ceva mai de content. Am înțeles. Că sunt și piese pentru content, piese mai dark, piese care te reprezintă foarte mult. Îmi place foarte mult muzica mai dark, trap, mai închis sau cu, așa, știi? Și mie mi se pare foarte sau tare. Sau R&B-ul sau de-astea pe trei, pe 1, 2, 3, dar nu ai cum să faci doar nu, de-astea. Nu, adică... nu, dar ok, ele te reprezintă pe tine gustul tău în momentul în care dai așa de content... Ai, când le spui piese de content, tot spui pentru tine. Am adică, înțeles, bă, uitați deci ce am vrut să fac de dragul înțelege muzicii. Sau nu cineva, da. Fac parte din tine și te reprezintă. Nu, adică oamenii nu strică cu nimic dacă cineva caută și văd că are mai puține vizualizări și zic, ia uite, nu. Da, nu, oamenii înțeleg și cei care sunt fani și care ascultă, care mă ascultă, oricum ascultă tot ce scot. Și, da, bănesc că abia așteaptă, că te descoperă și în alte feluri. Exact. Apropo de alte feluri, altcineva, altcuiva, hai să cântăm o piesă care nu e a ta și știu că îți place ție. De la un băiat care o mai trăi, Cătălin Josan, ce face, domnule? Oare sughiță acum că vorbim despre... Nu știu, mai da... Mai știe cineva ce face Josan? Era number one în Italia la un moment dat, știi? Cea mai tare piesă, oare? Asta? Da, asta mi se pare cea mai tare piesă. Dar cred că e veche, nu știu. Foarte o cântai veche. Când erai mai mic, nu? O cântai prin concursuri? N-am cântat-o niciodată, nicăieri, niciunde. Ah. Doar am ascultat piesa asta. Avem o premieră. Mă gândesc de mult să-mi rezerv un loc, să-mi rezerv un loc în inima ta. Dar m-am trezit târziu, n-am mai avut noroc, era ocupat cu altcineva. Oh, nici nu știi de câte ori
ți-am adus în vise flori. De câte ori te-am sărutat și te-am iubit până în zori. Nici nu știi de câte ori am visat că viața mea a negru-i plină de culori. În vise vrei, nu vrei, ești doar a mea. Ochii te sclipesc doar pentru mine. Mă săruți, mă atingi, mă dorești. În vise vrei, nu vrei, ești doar a mea. Pot să fac orice doresc cu tine. Vrei, nu vrei, în vis mă iubești. Da-da-da-da. N-am avut curaj să spun ce simt. Și-au ajuns pentru fanteziilor. Mi-ar fi plăcut să știi, aștept atâta timp. Mi-am pierdut răbdarea în lumea viselor. Nici nu știi de câte ori ți-am adus în vise flori. De câte ori te-am sărutat și te-am iubit până în zori. Nici nu știi de câte ori am visat că viața mea a negru-i plină de culori. În vise vrei, nu vrei, ești doar a mea. Ochii te sclipesc doar pentru mine. Mă săruți, mă atingi, mă dorești. În vise vrei, nu vrei, ești doar a mea. O să fac orice doresc cu tine. Vrei, nu vrei, în vis mă iubești. Ai, mi-au tăiat microfonul. Mi-a sărit la bariera. Da, sări, lasă că și-a mea, e sărită, gata. Pe aici. O să sară și o să cadă pe după canapea. Și l-am dat să stai așa, mulțumim. Ai văzut cât, cât contează să cânti un vers într-o piesă? Da, pe exact acolo nu mai ai. Aia era acolo te... Ce doresc cu tine, practic mi-a dat mie toată puterea. Da, exact. Piesa asta. Exact. Foarte frumoasă exact. Piesă, doamne. Domnul Cătălin Josan, dar sper că sunteți bine și mai cântați deosebit de frumos, da, această foarte, piesă foarte, foarte frumos. Și mai sus decât mine, pentru că armonia este destul de... E, lasă, că ești iar bine. Iar Mario este așa, adică e rățușca. Avem o zi. Bine, oamenii probabil își dau seama că vorbesc așa mai răcușit ca Florin Salam. Eu, lasă că zile și zile. Exact. Nu contează. Mai bem o gură de vin, trebuie să mai dreacu. Mai bem, nu? Zice că nu e bine cu vin, că strânge gâtul, nu știu, dar... Ăsta roșu. Deci, alcoolul tare și vinul roșu nu fac deloc bine la corzile vocale, dar acum cine că suntem aici la emisiune... Cine zice? Noi, hai, verificăm. De când sunt aici la emisiune, asta beau în fiecare ediție. A fost și mai bine și mai rău, ce să zic. Nu face atât de rău. Doar că, uite, de exemplu, whisky-ul în exces, cum a fost aseară la mine, de exemplu, mi-a distrus gâtul. Știți? Eu acum chiar sunt răgușit, adică nu vreau să am vreo scuză sau ceva, că sunt aici, domnule, dacă falsez sau nu știu ce. Da, că am fost atunci pentru tine, ok. Sunt răgușit. Da, bine, așa se alintă cântăreții ăștia care cântă oricum foarte bine și azi am o comă la o silabă, nu am mers acolo și... Vezi da. Că eu am o foarte mare problemă cu lucrurile astea. Ești foarte pretențios? Cu păi, pe lângă că cu sunt intonația? Foarte pretențios, aud așa. Tot. Tot. Atunci nu mai cântați, că eu chiar am o zi grea. Fii atent că se întâmplă o magie. Da. Paharul tău... Da. Iată. Să știți că port ochelari. Așa. Pentru că sunt foarte obosit. Am fost la studio până la ora 5 dimineața, 6 dimineața. La 6 m-am culcat. Te văd, uite ce bine ești pe cameră. Și măcar nu te-ai dat cu pudră. Acum? Ca ce? Răgușit așa. Ca salam? Că poți să vorbesc ca salam dacă vrei.
Mai mult pare te știi cu Salam? Da, îl iubesc. Da, e foarte tare. Este, mi se pare că este... Ai face o colaborare cu el sau ai și avut și nu știu eu? Că eu întreb. Nu, n-aș face o colaborare cu absolut niciun om care cântă manele, pentru că am decis să nu cânt stilul ăsta de muzică, mm-hmm. deși apreciez pe foarte, mult de, pe foarte mulți dintre ei, mai ales, de exemplu, pe Salam, știi? Okay. Dar nu aș face muzica asta, adică n-aș face nici măcar o piesă. N-aș face pentru că consider că fiecare trebuie să aibă stilul lui. Mm-hmm. Dacă am studiat și am prins cu un anumit gen de muzică, trebuie să rămân acolo, nu trebuie să mă duc în toate părțile, doar așa, de dragul valului, valului, știi? Păi na, valul înseamnă și fusion-ul ăsta între trap care e foarte cool, da. Și, nu? Și manele. Da. Tonul, înțeleg că l-a dat fostul tău mentor, sau cum să zic, el a dat. El a dat numele de trapanea, de trap mm-hmm. cu manele, trap panele. Mm-hmm. Dar maneaua aia cântată trap există de mai de mult. Și tu consideri că schimbi stilul dacă te duci pe zona aia? Neapărat, da. Schimbi mm-hmm. stilul, mm-hmm. pentru că cânti altceva. Mm-hmm. Că are alte inflexiuni. Știi? Da. Muzica și... Nu, eram, chiar eram curioasă. Nu, eu acum am scos funk, adică ce treabă are funk-ul. Nu mai înțeleg oamenii nimic, îi nebunesc. Funk, urmează alt funk, urmează un R&B trist, urmează după aia un pop normal... Și după aia vin cu ceva, nu știu, cu tente arăbești sau ceva. Da, nici măcar nu știu dacă trebuie explicat. Pur și simplu e filul tău. Că, nu, ți-am spus, ascult și până la urmă sunt tari, dar... e vocea ta care e foarte bună, adică ăla e numitorul comun. Noroc. Dacă ai vrea să faci chestia asta, probabil nu știu dacă, adică dacă ar fi o problemă. Că sunt mulți care se duc acolo și nu au de justificat alegerea pe care... Băi, sunt foarte mulți care au încercat treaba asta și cu siguranță putem și o să încerc și mi-așa... Probabil și foarte aia bine. Aia zic, da. Dar n-am simțit-o și dacă nu simt un lucru, nu-l fac. Și până la urmă, cum vorbeam la început, că spuneam că o să vin și eu la studio, dar că nu știu exact pe ce direcție muzicală merg și a zis că până la urmă o piesă bună rămâne o piesă bună. Da, punct. Da, 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 exact. Și cam așa sunt... Uite, de exemplu, o să fac niște lucruri și după ce o să prindă, o să spun ce am făcut și pentru cine am făcut, ca să vă dați seama. Asta... În viitorul apropiat. Se o să referă niște... și la ce scoți imediat acum sau mai târziu? Nu, pentru mine, pentru alți oameni. A, ce scrii pentru altă da, lume. Da, ca okay. să vedeți cam ce aș putea să fac și pe stilul ăsta. Dacă, ba, oricum e un challenge pentru mine. Am zis, bă, vreau să fac ceva de genul. Ok, deci o să vină multă muzică de la tine, de acolo, de unde lucrezi. Păi da, oricum e calculatorul mm-hmm. plin. Super. Ce am zis că o să cântăm pe urmă? Rațe străină cântăm, hai. Care era al meu, oare? Asta cu ruși, sigur, e al meu. Let's go! Doar cu o privire m-ai prins în jocul tău, fiindcă te joci bine rău. Tu te miști atât de lent, cel mai bun antrenament. Știi că nu mă abțin când mă cheme să vin, numai tu mă ții atent. Am ceva să îți joptesc, să te iubesc sau să mă opresc. Nu mă ține departe, departe de tine. E atât de ușor să fugi de iubire. Vino aproape, stai lângă mine. Nu suntem făcuți pentru brațe săine. Foarte bine, vreau să uit de tine, dar nu fac niciun pas, nu pot să-mi iau bun rămas. Sufletul mi-l ai
blocat și oricât aș vrea să scap, dacă tu e închis cu momente, baby. Și cunosc de meu, dar am ceva să îți șoptesc. Să te iubesc sau să mă opresc, nu îți ține departe, departe de tine. E atât de ușor să fugi de iubire. Vino aproape, stai lângă mine. Nu suntem făcuți pentru brațe străine. Băi, scuze, tare, că am dat-o... Cât de tare ai vrut colaborarea asta cu Andra? Cred că cel mai tare. Cel mai tare, nu? Da, cred că cel mai tare dintre toate. E tare, Andra. E piesa, da, e... Tare, Andra. Absolut genială. Voce. Nu știu ce se întâmplă acolo cu corzile alea, dar când cânte... S-a întâmplat de sus, da. Tot ce se putea pune, da, într-o voce. Poți fac orice cu vocea. Exact. Orice. Orice interval, orice floricică din... orice stil de muzică, dai de alea, răbești grele, dacă îi spui, reformulează. Am văzut, da, și spaniolește, da, ce vrei, da, cântă orice. Da. Piesa e scrisă de tine, ai scris tu la ea? Nu, piesa e scrisă de Emilian și de Kazan, okay. Cred. Mm-hmm. Cred că sunt ei doi. Nu știu dacă am omis pe cineva, mm-hmm. Sorry. Mm-hmm. Dar la ha, eu am primit-o. Foarte tare. Nu, așa, brațe străine... Ai o revelație. Da, da, ia, da. Că... Ia. Știi de câte ori am fost acolo și am făcut piese și nu mai știu care cum sunt. Ai foarte multe trase și nu mai știi care cum. Nu, n-am scris asta, n-am scris asta. N-ai scris asta. N-am scris asta, nu. Uh-huh. Dar așa sunt multe piese de sertar și pe la alte studiouri care n-au mai ieșit? Multe, nu? Multe, de tot. Pe mine mă frustrează foarte mult chestia asta. Da, este foarte urât. Și schimbă locurile în clasament. Și asta e și mai deranjant. Mm-hmm. Pentru că ai o piesă pe locul 3, care îți place foarte mult, și într-o săptămână s-a dus pe locul 6, pentru că ai mai făcut încă 3 bune. Mm-hmm. Parcă îți plac mult mai multe alealte. Și sunt și mai noi, știi? Și vine să le asculti mai mult pe alea, da. Și aia deja e gata, o dai uitării. Și chiar o dai uitării. Dacă vreau să arăt... Vreau să arăt o poză, să văd acum mai găsesc. Cred că am mai pus-o la un moment dat pe... Alexandra, vreau să spun. Da, da, că ne întoarcem, că i-am lăsat pe oameni așa, în aer. Ideea, căutați pe YouTube, așa începusem, că și scrieți Mario Fresh sau Mario Gălățanu sau așa, Fresh. Așa, noi am cântat sau... împreună. Când el avea 8 ani, eu eram în juriu acelei emisiuni. Nu, să scrie și Alexandra Ungureanu, pentru așa. Că cu siguranță ne găsesc. Da, și găsiți o piesă pe care am cântat-o împreună. De fapt, era un cover după Something Stupid, Nicole Kidman cu... Mamă, ia uite-ne! Ai găsit? Stai că vreau să arăt ca filmare, nu ca poză, dar na. Damn, trebuie să văd dacă mai găsesc. Oricum o pusesem pe Insta. Băi, știi ce mi se pare tare? Că măcar poți să-l mișc ca să scriu cu degetul ăsta. Da? Da, poți să-l mișc, e ok. Îl dau cu Voltaren. Este foarte ok. Uite, am găsit filmarea. Ai găsit filmarea? Eu vreau o poză, dar nu mai găsesc. Vă arăt? Da, pune la microfon. Iubirea, draga mea, pare că nici tu te aștepți, dar știi cum este ea. Vai, ce mințoc electric! Îți văd cum era îmbrăcat. Ia mă, ce aș creză, zici că eram împăiat. Ia. Ce robot, eram mic. Am o
cântai foarte drăguț. Păi, nu, la mine e diferența mare de a interpreta o piesă de la copil, de la care debea a început. Da, asta e. Asta ești tu? Asta e. Poza, cred că asta e poza pe telefonul meu de, nu știu, cred că am de un an, cred că. Asta e o alpaca, nu? Alpaca, da. Ce drăguț. Vrei să-ți iei pet o alpaca? Bagi în apartament? Ar fi tare. Ar fi tare, nu? Am vrut să-mi iau serval. Ha? Serval. Pisică mare, mare, rău. Ah, din aia cu ureca de leopard, da. Leopard mic. Un leopard mai mic, da. Nu e leopard, că e ceva, nu știu, nu seamănă. Ce? Da, un râs, de fapt, da, cu are și urechile așa. Dar e mare, vezi că e mare. Da, e mare. Și vezi că dacă te-a dat odată cu colții... Păi vezi, eu nu văd nimic, că eu am căței. Tu ai zis că vrei să-ți iei, de ce nu ți-ai luat? Păi de asta. Și bine, că îmi trebuie 25 de metri pătrați undeva amenajat special pentru animal. A, adică țin țarc. Păi cu dite animalilor, cu toate astea. Adică dacă vrei să-ți iei pisica aia, am căutat-o pe OLX, gen. Am dus pe OLX și este o firmă, sunt niște oameni care vând așa ceva, îi iau, doar că sunt acolo niște linii pe care trebuie să îndeplinești și altfel nu ți-o dau și e și foarte scumpă. Uh-huh. Adică mergi cu bani mulți și dacă nu îndeplinești condițiile... Te duci cu bani mulți, nu cu 4 euro. Da, exact. Am înțeles, deci asta nu poți să ai. Zi-mi ce mai dorești și crezi că o să poți să ai. Maimuță. Nu mă gândeam la seria animalelor. Da, vrei maimuță? Da, am ținut recent o maimuță în brațe. Dar mult, la o petrecere. Oh. Și am stat toată noaptea cu ea. Cât ai băut ca să știm dacă era maimuță sau doar ți s-a părut că era maimuță? La ce petrecere ai fost cu maimuță? Am un tovarăș care are o maimuță. Ce băieți, vreți să vă împrieteniți cu Mario Fresh? Să mergeți și voi la petrecere la care merge el, da? Ia uite-o, fii atent. Foarte drăguț. Ce cute. Ioi. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Ce ține acasă, gen? Prietenul Leo? Da, e simpatică. Dar le chinui pe astea. Zi-mi altceva ce-ți mai dorești în afară de animale sălbatici. Să fie mare hit următorul single, am înțeles, pe care o să-l scoți în noiembrie, probabil. Da. Așa, nu vrei să te însori că ești tânăr, nu vrei copii că ești tânăr. Să fie familia sănătoasă, sorta nici nu s-a măritat. Sorta nu mai cântă, nu? Ea cânta și ea când era mică. Te-a lăsat pe tine să fie divul familiei. Și ce frumos cânta. Știu. Cânta bine. Bine, cânta... oricum, era diferent. Cât ce diferență e? 3 ani jumate. 3 ani jumate. Că ea avea voce mai matură când tu erai. Eu tot dracu eram, cu tot sus. Cântam și ea era mai jos ca mine. Da. Mersi mult că ai venit. Mai cântai și noi ceva, adică noi. Mai cânt și tu ceva de final? Cu chitara. Dacă tot avem aici două... Haide. Hai. Singur roșii luna fără noi. Acorduri de chitară buze moi. Iscând despre parfum un ton de flori. Noaptea vine iarna până-n zor. Ține-mă de mână cântator. În ritmul dragostei îți șoptesc cu tot. Dacă n-ar fi ea, n-aș avea ce cânta. Eu cu chitară zi și noapte scând ca să te pot avea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi ce frumoasă dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Ce frumoasă dragostea. La la la. Timpul ca să-l opresc. Mă uit la tine și nu merge să stop. Primul
vocea ta pe rude când vreau să mă joc. Nu-i acolo, și peste tot ce mă stop. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Ai cântat toți cu noi, ce frumoasă dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Ai cântat toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La la la. S-a făcut mie acum la final. Eu cu chitara mea zi și noapte scând ca să te pot avea. Frumos așa, frumos, frumos, frumos. Pe acolo, pe lângă, ca după frumos multe interval. Guri, ca după multe guri de vin. Pa-pa-ra-pa-ta-ca-ta-ca-ta, pa-pa-ra-pa-pa. Și acum ce-o pam, pam.